Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slăviți să fie Domnul. În veci, amin. Am să citesc câteva versete din Apostolul de astăzi, care este foarte potrivit și cu ceea ce s-a întâmplat în zilele acestea, cu această solidaritate creștină pe care am văzut-o, solidaritate ostășească pe care am văzut-o la lucru, practic, săptămâna aceasta. Să știți că cine seamănă puțin, puțin va și secera. Iar cine seamănă mult, mult va secera. Fiecare să dea, după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru că având totdeauna în toate lucrurile din destul să prisosiți în orice fapte bune. După cum este scris, a împrăștiat, a dat săracilor, neprihănirea lui rămâne în veac. Amin. Doar câteva gânduri și câteva oarecum o dare de seamă a strângerii care a fost duminica trecută în adunarea noastră. Și la urmă o și anunț așa cumva. Mulțumim Domnului pentru această, pentru lucrarea aceasta, pentru adunarea noastră, pentru oastea Domnului. Este uimitor să știți cum, după ce am plecat, sunt duminică seara, ne-am despărțit, s-au strâns, am anunțat atunci o sumă destul de mare pentru adunarea noastră, aproape 10.000 de lei. E așa, Cristi? A doua zi, telefonul meu, la câteva, eu știu, ore, o oră, două, tot solicitau unii un cont în care să trimită. Cei din Iași? Și s-au mai spus aproape 7-8 de lei. A doua zi. Trimis în cont și noi am făcut mai departe ce trebuie. Dumnezeu să vă răsplătească. Și nu știu cum să spun, să vă răsplătească, să ne răsplătească. Nu sunt outsider, înțelegeți? Sunt aici și eu, de aceea nu vine să spun așa. Dar Dumnezeu să țină această adunare noastră, să țină așa unită și închegată părtășia noastră. Este atât de confortabil să știi că ai o adunare, să ai o comunitate, să ai frați și surori de credință. Este foarte confortabil. Și am și scris câte ceva, siguranță ați citit, atunci când am ajuns, am luat și eu câțiva oameni de-ai mei, să facem și noi ceva. Mare lucru n-am făcut, să știți. Mare lucru nici n-ai cum să faci într-o zi. Dar m-a năbărit așa un sentiment de la început de neputință și mai apoi, spre sfârșitul zilei, am văzut că totuși ceva se poate face. Chiar dacă puțin, se cunoaște, să știți, se cunoaște. Noi avem așa o vorbă în poporul românesc, nu știu dacă o știți, ochii sperie, nu? Mâinile bucură. Unii m-au întrebat, dar ce înseamnă asta? Nu știu ce înseamnă. Știți ce înseamnă? Știi? Când vezi mormanul de, eu știu, de, nu știu, sau lanul de porumb și să-l strângi cu secera. Trebuie să-l tai. Știu că oficial am făcut practică, la liceu fiind, l-a strâns porumb, coceni, tăiat, de tăiat. Deci eram ok până la urmă. Și când vedeam rândul ăla că nu se mai termină, m-a apucat groază. Și trebuia să terminăm nu știu câte rânduri. Dar încet, încet, unul câte unul, deci ochii au speriat, dar mâinile bucură, se vede în final ceva în urma ta. Și am văzut asta. Am uitat acolo de cum am ajuns în satul acela, Costaiche, o comună, ce-o fi mare, Costaiche Negri. A fost îngrozitor, să știți, cu privire și de dezolantă. Ce vedem noi,
ecranizarea unor dezastre, nu? Mai ceva. Mai ceva. Dar ce a fost atât de fain, așa, de cum am ajuns, a fost întâmpinat de frați, slăvit să fie Domnul, pe de o parte și pe de altă parte, pacea Domnului. Acestea erau saluturile. De ce spun lucrul acesta? Pentru că comunitățile creștine au exercițiul acesta al ajutorării. Erau din noastră Domnului și pentru că erau mulți și din celelalte culte religioase, dar neoprotestante, erau și mulți dintre cei care au venit din cultul lor, la frații lor, în primul rând, la frații lor. Și care vedeam cu bentiță pe cap, că surori, știam că sunt, mai a venit mai mult bărbați, mi-am luat-o și eu pe preoteasă ca să nu facă că așa singur, eu nu prea mă descurc. Am zis că am luat 4 muncitori, 3 și ea. Și eu nu m-am pus acolo. Dar cert este că am avut acest sentiment al siguranței după aceea și am un sentiment așa de confort, de că dacă se întâmplă, s-ar întâmpla ceva cu mine, cu familia mea, cu casa mea, am atâția frați care ar sări să mă ajute. Știți de ce lincitor e acest sentiment? Extraordinar. Și n-aș refuza niciun ajutor. Deloc. Dimpotrivă. Dar cer. Pentru că știu că sunt frați care gândesc, care trăiesc și care iubesc, la fel poate cum facem și noi. Un mare ajutor lucrul acesta. Dumnezeu să ne răsplătească încă o dată, să răsplătească strângerea pe care ați făcut-o, pe care am făcut-o. Și să știți că și prin aceasta numele vostru, neprihănirea voastră rămâne în veac. Și prin aceasta. Nu numai printr-o propovăduire Evangheliei, cu ce? Cu predica, cu cântare, cu cuvântul, dar și prin aceste fapte pe care noi le facem, nu pentru ca să dobândim cine știe ce merite și răsplăți din partea lui Dumnezeu. Dar știți de ce am făcut lucrul acesta? Pentru că avem credință. Noi spunem lucrul acesta, faptele urmează credinței noastre, să știți. Faptele sunt o consecință a faptului că suntem în lucrarea aceasta, că avem credința aceasta, că noi credem în lucrarea Lui Dumnezeu, noi credem în cuvântul Lui și credința aceasta determină și faptele noastre. Urmează credinței noastre. Și aceasta este o dovadă, de fapt, a credinței. Dar să nu cumva să uităm și să neglijăm partea aceasta a propovăduirii Evangheliei, spuneam de dimineață cu mult patos, așa, poate că dimineața a fost așa o cercetare, cu mult patos și cu multă patimă aproape, să spunem așa, că e nevoie ca Evanghelia să fie propovăduită nu numai nouă între noi, nu numai celor care suntem aici, în acvariul acesta, cum spuneam de dimineață, ci în afară, în marea aceasta lumii. Acolo unde suntem noi, în serviciul nostru, în locul nostru. Și cea mai mare putere în cuvânt, știți cine o are? Evanghelia. Evanghelia, îmi citesc un text extraordinar al Părintelui Iosif, care s-a demonstrat ieri, de exemplu, s-a demonstrat în practică ce spune aici Părintele Iosif. Nimic nu se poate asemăna cu Scriptura. Luați spre pildă o scrisoare omenească de aceeași dată cu Biblia. 2000, 3000 de ani, 4000 de ani chiar. Luați o scrisoare omenească de aceeași vechime cu Biblia. Ce mai găsești într-o carte scrisă acum 2-3000 de ani? O rămășiță ciudată din vechime, un document mucegăit, bun de păstrat în muzeu, neavând nicio legătură cu noi, cu lumea de azi și cu starea de lucruri de azi. Biblia, dimpotrivă, este cartea zilei de azi. Biblia este cartea zilei de azi.
este cartea lui Dumnezeu, descoperirea lui desăvârșit, este glasul lui vorbind fiecăruia dintre noi, este cartea pentru fiecare viață, pentru fiecare vârstă, pentru fiecare climă, pentru fiecare om, pentru fiecare stare specială, de sus, de jos, bogat, sărac, învățat, neînvățat, bătrân, tânăr. Un cuvânt pentru oricine vorbește într-o limbă așa de simplă, că și un copil o poate pricepe și totuși așa de adânc, încât și mintea cea mai uriașă nu poate pătrunde. Mai mult ea vorbește de-a dreptul inimii, atinge cele mai sensibile corzi ale ei și ale ființei noastre sufletești. Se coboară până la cele mai ascunse rădăcini de cugetare și simțire ale sufletului. Ne judecă în totul totului. Ea se potrivește tot așa de bine cu viața și deprindere veacului nostru, ca și atunci când s-a scris. Viața marilor orașe de astăzi se uimește tot așa de bine în paginile sfinte, ca odinioară Tirului și Babilonului. Cerul și pământul vor trece, dar Biblia nu, pentru că în ea este cuvântul lui Dumnezeu. Biblia, cartea vieții. Am experimentat pe viu această zicere, această, să zic, afirmația Părintele Iosif, acest îndemn al Părintele Iosif, la o crunie, ieri, nu astăzi. Ieri, la o crunie, nu astăzi. Și o crunie a unui colaborator de-al meu, tânăr, s-a căsătorit și m-a invitat, bineînțeles, la nuntă, la și-a spus, zice, Răzvan, doar știi, mă cunoști, da? Eu, Răzvan, s-a căsătorit, la cuvântul Răzvan, Răzvanel. Care e clar și, mă rog, eu colaborez cu el, băiat super, foarte bun, băiat super, super, super. Meseriașul, orice. Și tu știi, vin, uite ce, vin la nuntă, la cununia ta, zicea să eu vin, dar la petrecere nu pot să vin. Și a spus, el știu, părinte, nu pot să vin. Dar dacă veniți la cununia, zicea să ne-am bucurat foarte mult. Și bineînțeles, undeva, într-un sătuc, aici, lângă Miroslava, multă lume obișnuită. Acei 86% de care spuneam de dimineață. Și bineînțeles, na, preotul paroc, am fost colegi de facultate, părinte, vorbești, îi cunoști, na, predici, na, ce să zic. Am să predic, ce să fac. Și să știți că am predicat din Biblie. Nu vă închipuiți câtă atenție era când citeam din Biblie. De asta spun că nu sunt vinovați oamenii, că nu cunosc Sfânta Scriptură. Noi suntem vinovați. Spune-mi povești. Spune-mi povești. Noi suntem vinovați. Noi suntem vinovați. Și ne-am citit din Sfânta Scriptură și ne-am vorbit din Biblie. Că tot ceea ce s-a întâmplat astăzi cu voi, și-a spus binecuvântările ca și pentru Avram și Isaac, Iosif și Asineta, Moise și Semfora. Lume necunoscute pentru mulți. Aceste binecuvântări le veți avea asupra voastră în măsura în care veți ști despre ce este vorba. Și-am dat o Biblie. Și le-am citit cel mai frumos text din Sfânta Scriptură potrivit pentru ce? Pentru o nuntă. Imnul dragostei. Nu vă închipuiți cât de atenți au fost când am citit capitolul 13 din Corinteni. Nu se așteptau să găsească în Biblie așa ceva. E atât de frumos textul acela. Nu-i așa? Biblia. Ce spune Părintele Iosif aici? E extraordinar. Folosiți cuvântul lui Dumnezeu atunci când vorbiți cuiva despre Iisus. Folosiți-l, chiar că poate că aveți impresia că nu se ascultă. Nu vă închipuiți cât, știți cum, e un tunet, cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, Scriptura. Pentru că, de ce? Sunt insuflate cuvinte, insuflate chiar de Domnul. Din cauza asta eu pot să vorbesc multe povești. Dar atunci când citesc, când despun un episod din Sfânta Scriptură, când povestesc sau când citesc efectiv din Biblie, se întâmplă lucrul acesta, vă rog să mă credeți. Poate că mă ajută haina. Poate că mă ajută haina, cred. Na. Nici n-au cum să-mi asculte, nu-i așa? Na, preotul vorbește.
Dar se întâmplă și să nu asculte. Atunci când se citește din Biblie, asta vă recomand și pe nevastă. E nevoie, este nevoie de o misiune, de acest misionarism laic. Se vorbește despre el, noastră Domnului. Misionarismul laic, în afara acvariilor noastre. Nu mai pescuiți în acvariu. Nu mai pescuim. Bine, na, e nevoie de creștere spirituală și între noi. Aruncați mreaja cuvântului lui Dumnezeu în afara, în marea lumii acestea. Este atâta nevoie de cunoașterea lui Iisus prin Evanghelie. În afara adunării este greu? Este greu? Sigur că da. Este atât de confortabil să predici aici. Așa e? E foarte fain că ascultați. Dar vorbiți-le oamenilor despre Iisus cu cuvinte din Evanghelie. Să vedeți ce se întâmplă. Să vedeți, experimentați lucrul acesta. Și cam atât am avut de spus. E un gând în care mă macină de mult, o propunere care nu știu cum va fi, ce va fi. Vorbea pe fratele Ovidiu despre adunările, toate adunările care se făceau. Și au venit și adunări din timpul săptămânii. Adunările din case. Adunările din timpul săptămânii. Ne lipsesc lucrurile acestea. Ne lipsesc, să știți. S-au făcut într-un timp. Nu s-au mai făcut. Eu suntem tributari unui confort pe care ni l-am creat săptămânal și duminica venim din obișnuință, poate că pentru mulți dintre noi, la adunare, că s-a făcut ora 4. Apropo. Așa e? Poate că da. Lipsesc întâlnirile, adunările și Părintele Iosif, am niște texte care le pot aduce ca și sprijin în ceea ce spun. Nu pune mare preț. Eu am pus mare preț pe adunările mari. De foarte multe ori și poate că și acum îmi plac adunările mari care să... Nu? Ei bine, am recitit un pic cuvântul Părintele Iosif. Nu pune mare preț pe adunările mari. În care rămâne nu mare lucru. Și pune preț pe adunarea de la Matei, pe adunările mici. Acolo unde, nu, se aprofundează, se roagă, se cântă într-un mod, poate că mai intim decât o facem noi aici. Păi face, nu știu, poate reușim să facem și aceste propuneri. Poate reușim. Nu trebuie să venim în casa unii a toți. Înțelegeți? Nu-i așa? Nici n-am încăpeat. Dar sunt, am fost, anul acesta, am fost în multe case de ale dumneavoastră. Ale frăților voastre. Și am văzut că jumătatea adunării prin Miroslava. Acolo trebuie împărțite vreo două, trei grupuri. Două, trei case, nu? Sunt mulți acolo. Dar sunt și aici, în zona noastră, în centru, sunt în Tătăraș, da? În Păcurar, da? În Dacia, în Alexandru. Ce spuneți? Da? Ce spuneți? Na, eu arunc provocarea aceasta. Bun. Și acum închei. Silviu și Mirela. Ridicați-vă un pic în picioare. Bine ați venit. Familia Silviu și Mirela Pavel. Pavel, nu? Pavel. Care au avut nuntă acum o lună? Poate mai mult de o lună. La Galați. Și care se vor stabili, așa după cum au promis, la nuntă. Că altfel nu veneam la, nu mă duceam la ei. Se vor stabili la Iași, în Iași, cu munca. Bine ați venit, dragilor noștri, și va trebui administratorii grupurilor noastre să introducă în familiștii oastei Domnului din Iași, în grupurile noastre de studiu, el este simplu deja, și în toate cele care țin de activitățile noastre, așa, săptămânale. Bine ați venit, Domnul Slobini Puntezi, încă o dată. Slăviți să fie Domnul! Amin! Atât, atât, atât.